În această admitere la noi la universitate, la toate formele de admitere, mă refer licență, masterat și doctorat, se face fără taxe de admitere. La licență, în acest an, la universitate, sunt puse spre concurs 650 de locuri bugetate și aproximativ 300 de locuri la taxă, locuri care sunt alocate celor patru facultăți, este vorba de Facultatea de Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară. De asemenea, avem în jur de aproape 300 de locuri pentru studenții de la Agricultură, Horticultură și Zootehnie care doresc să practice învățământul la distanță. Iar pentru doctorat avem 40 de locuri, 20 bugetate, 20 la taxă. Admiterea, de fapt, a început de săptămâna trecută pentru cei care doresc să urmeze studiile la masterat. La masterat avem 450 de locuri la taxă, la buget și 115 locuri la taxă. După o primă săptămână putem spune că locurile sunt în grafic. Avem cam aceeași ritmicitate a înscrierilor pe care am avut-o și în anii trecuți, deci nu este nimic în urmă, să zicem așa. Practicăm admiterea, am recomandat, mai ales online, dar și la sediul universității. Dacă aș fi să vorbesc de ce s-a întâmplat în anii anteriori, locurile mai căutate sunt cele de la medicină veterinară, la zootehnie programele de control și expertiză, la horticultură programele de horticultură și arhitectură peisagistică, iar la agricultură programul de agricultură, iată, lumea s-a întors cu fața spre agricultura adevărată, dar și pe programele de industrie alimentare pe care noi le gestionăm. Știți cu siguranță că avem o bază materială dată în folosință acum de ani de zile, în care avem în pregătire, studenții pot să folosească 6 ateliere de microproducție și în care se pot pregăti în condiții ideale de practică și pot să capete abilitățile necesare unui absolvent de industrie alimentară. Deci avem multe programe atractive, zicem noi. Dovadă și faptul că an de an ne-am ocupat locurile și n-am avut probleme cu admiterea.